Informație nouă, un preot român împreună cu 50 de pelerini sunt blocați în orașul Betleem din cauza bombardamentelor la care asistă de la distanță încă de azi dimineață. Acesta spune că atât ieșirile cât și intrările în Ierusalim sunt închise și suntem chiar acum în direct cu preotul Valentin Fotescu, în direct prin telefon. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această intervenție. Alo? Bună ziua, ne auziți acum? Doamne ajută, Doamne ajută, vă aud bine, Doamne ajută. Ce se întâmplă? Unde sunteți în acest moment? Înțeleg că sunteți blocați în Betleem? Da, mulțumim lui Dumnezeu și de data aceasta nu ne-a lăsat bunuțul, pentru că la ora 8 dimineața ne aflam în Biserica Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos și s-a auzit o bubuitură foarte puternică fiind în biserică. Am ieșit, am văzut agitație, știți cum se întâmplă, este în teritoriul palestinian, agitație mare, se vedeau rachetele, tot strigau bombe, bombe, agitație de plină. Noi, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos în cale, prin agenția cu care lucrăm de aici, agenția Bazilica s-a implicat foarte mult, purtându-ne de grijă, monitorizează situația de aproape, clipă de clipă. Și ne-am dus la autocar și am fost parcat într-un adăpost, ca să numim așa, o parcare subterană, și am stat acolo până au trecut bubuiturile. Și dar ce ați văzut concret? Ore bune, până acum o jumătate de oră am fost blocat, n-aveam voie să ieșim din Betleem. Însă cu ajutorul Dumnezeu acum am ieșit, am plecat, am ieșit din Betleem, intrăm în Ierusalim. Și încercăm să aflăm și, așa cum vă spuneam, ținem legătura cu Bazilica. Am înțeles. Aș vrea să ne detaliați mai mult ce ați văzut după ce ați ieșit din biserică. Când am ieșit din biserică, pe cer se vedeau rachete și se auzeau bubuituri. Și se simțea un gaz urât mirositor, chiar greu de respirat. Atât am văzut noi, atât am auzit și agitație mare se vedea. Copiii care erau la școală le-a fost dat drumul, magazinele, vă dați seama, erau pline de oameni, oamenii ieșeau, agitație mare, dar noi am găsit soluția de a ne adăposti și a fost foarte bine în perioada care a stat în Betleem cele câteva ore, pentru că acolo aveam și toaletă, aveam apă, am fost sub control. Am fost cu toții, sub control. Mulțumim lui Dumnezeu, a fost bine și având un șofer palestinian foarte bun, a găsit o cale, o de ieșire. Și el e monitorizat de colegii lui și au căutat un drum mai pe ocolite, e adevărat, unde s-a putut ieși, pentru că altfel era foarte greu de ieșit din Betleem spre Ierusalim. Iar noi din Ierusalim trebuie să mergem, că este ultima zi de program. O ultima întrebare mai am pentru dumneavoastră. Da. Spuneați că oamenii erau foarte agitați și foarte speriați. Ce spuneau? Păi vă dați seama că suntem într-o zonă de conflict. Ei știu lucrul acesta dinainte de a merge în Israel. Dar cu toate acestea, oamenii au înțeles. Ne-am agitat cu toții, ne-am speriat, nu este un lucru de ascuns, dar să știți că acum suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Am ajuns pe Muntele Măslinilor, la Biserica Înălțării în Ierusalim, am ieșit din Betleem. Deci nu mai suntem blocați. Mulțumim lui Dumnezeu și vă mulțumim și dumneavoastră că vă interesați de noi. Cum face și Bazilica. Părinte, Bazilica a luat legătura, consulul ne-a trimis numărul de telefon dacă avem nevoie, unde suntem blocați, consulul de aici, domnul Toșcuță. Deci suntem pe mâini bune, suntem în mâina lui Dumnezeu și căutăm să realizăm ce mai avem în program, dacă este cu putință, pentru că astăzi este ultima zi și diseară trebuie să fim la aeroport pentru a pleca spre țară. Părinte, vă mulțumim tare mult pentru această intervenție telefonică și ținem legătura cu dumneavoastră.